De aproximativ o săptămână, comuna Mozăceni se confruntă cu adevărată invazie a vulpilor. Animalele atacă dimineața și seara, vizând găinile localnicilor. Primăria a chemat deja vânătorii și s-au pus și capcane, dar deocamdată fără prea mari rezultate. Am procedat prima dată la punerea lațurilor pentru prinderea acestor animale care, așa cum știți, sunt foarte șirete. Și asta este problema. Am reușit să prindem câteva și în continuare avem echipe care vrem să facem, să stopăm această intrare prin împușcarea lor înainte de a intra în sat. Vulpile sunt periculoase și prin faptul că pot fi purtătoare ale virusului care provoacă rabia. Localnicii cred că vulpile vin în sat și din cauza că în pădure au rămas fără hrană. Probabil că s-au mișurat efectiv de iepuri și că ele erau, să știți că mănâncă mai mult animale din astea de sălbatice și au găsit această, ele au, e o chestiune de astea de o domesticire, o domesticire forțată așa a lor, că nu sunt periculoase așa din aia, trebuie să desfășurăm o acțiune foarte mare ca să putem să le prindem sau să le alungăm.